pentru că avem un invitat care nu a apucat să spună două vorbe până acum. Vali Porcișteanu, te-am invitat aici să ne vorbești despre cum să conducem în vreme de iarnă, dar înainte de a-ți da cuvântul, aș vrea să vedem împreună câteva imagini pe care să ni le explici ulterior. Vedem imaginile. Bă, să nu mai stai, mâncat, da, că mi-e rău. Bă, mâncat să n-aș sau urete? Să vreau sincer. Uite cum, uite cum bate pasul, mă loc, aici. Bă, băiete, bă, fii atent, că mi-e rău, să mă rog, mama! Bă, 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 bă! Uite cât de mișto e. Urete, să moară mama, oprește! Bă, bă, bate și mi-e rău! Hai că opresc, uite. Moară mama, ești nebun! Doamnelor și domnilor, am urmărit împreună acest filmuleț. Îl avem pe protagonist aici, Vali Porcișteanu, campion național de raliu. Te rog să ne explici ce am văzut acolo. Aș rog de fiecare dată când vă revăd acest filmuleț, deși atunci când a fost în mașină, cu greu m-am abținut. Este vorba de o filmare care... Din întâmplare s-a petrecut. Eu am fost în acea zonă pentru a face niște filmări cu alt scop, iar la final am zis să meargă alături de mine acest om. Cine este domnul? Un mecanic foarte bun de raliu, cunoscut de toți cei prezenți în lumea automobilistică. El ne-a ajutat să facem acea filmare acolo, iar la final am zis să meargă cu mine pentru a vedea ce se întâmplă. Nu prea a vrut inițial, dar până s-a urcat. N-am crezut că o să iasă așa, a făcut furor acest filmuleț peste tot pe internet și el, săracul, acum este puțin ofticat pentru că multă lume care nu înțelege ce se întâmplă în mașină râde puțin de el, dar senzația trăită pe scaunul din dreapta este greu de descris și doar când ajunge acolo reușește să înțelege ce se întâmplă cu adevărat. Așadar, priceput foarte tare la mașini, dar din exteriorul lor, atunci când ce viteză aveai? Cred că la un moment dat am avut un vârf de 140 la oră, era un drum de zăpadă, pe când deschid de giriscul oricum era 140. Mașina, totuși. Mașina era echipată cu niște anvelope speciale de competiții cu cuie și, evident, mașina de concurs. Anvelopele astea se găsesc și în comerț? Nu, se găsesc. Asta... Păi n-avem voie cu ele pe stat. Din păcate, legislația interzice utilizarea anvelopelor cu orice fel de cuie, mai mici sau mai mari. Păi da, dar oricum, la câtă zăpadă în orașul ăsta, sau cel puțin cât a fost până astăzi, mergeau cu cuiele alea. Se vede maestria pilotului de raliu. Vă rog, vă rog, vă rog. Comercianții de anvelope din România. Am auzit că cele mai bune cauciucuri de anvelope sunt cele importate din Finlanda sau am auzit greșit? Da, finlandezii sunt foarte, foarte buni la acest capitol și... Am eu. Bine, dar așa ești și tu pe șosea? Niciodată. Nu știu, n-am îndemânat la asta, în primul rând. Eu cred că ar fi util, dar fiindcă dumneavoastră posedați psihologia unor praguri de viteză, ce înseamnă 100 de kilometri la oră, ce înseamnă 100 de... Să spuneți, pentru demenții ăștia care fac curse de automobile cu automobile de oraș, pe, chiar pe zona Dorobanț, la mare, cam care sunt pragurile critice, mai ales pe vremuri de astea? Din păcate, mulți, nu neapărat acei oameni despre care vorbiți, ci pur și simplu șoferi normali, pe anumite zone se aventurează un pic cam mult ca și viteză față de ce aderență există. Nu-și dau seama la ce riscuri se expun pentru că nu au ajuns niciodată să parcurgă la limită un gen de traseu. Pe ploaie, care este pragul unde încep să riscul este maxim? Ca și viteză? Pe vreme, pe ploaie, pe vreme de asta, de unde alunică șoseaua, unde... E greu de spus pentru că acea ploaie poate să alterneze, poate fi mai multă apă sau mai puțină apă, dar... indicații să se respecte limitele de viteză în oraș și afară și e un pic complicat și atunci când conducem pe zăpadă sau pe aderență scăzută, trebuie să ne gândim puțin mai atent, să anticipăm orice mișcare, să anticipăm ce putem întâlni pe jos în următoarea distanță pe care o vom parcurge și să ne gândim că surprize pot apărea la tot pasul. Vali Porcișteanu, ce facem atunci când mașina nu ne mai ascultă? Am călcat frâna, am derapat și... Se întâmplă, se poate întâmpla foarte des ca mașina pe zăpadă sau pe apă să intre într-un derapaj necontrolat. Cei mai mulți în acele momente, pentru că nu știu ce se întâmplă și nu știu ce trebuie făcut, de cele mai multe ori pun frână.
Acea frână nu face altceva decât să agraveze acel rapaj. Așadar, greșit. Rapaj. Da, te întrerup greșit. Pentru că tot despre zăpadă și dezăpezii vorbim în continuare. Aș vrea să închei această ediție cu un cuvânt de la Vali Porcișteanu, un îndemn pentru șoferi, pentru că încă avem zăpadă pe șosea. Păi cel mai important, toate comenzile pe care le fac să fie făcute cu finețe, să nu bruscheze frânarea, accelerația, cât și virarea mașinii. Grijă mare la aderență, întotdeauna putea apărea surprize, mașina permanență curățată perfect, să avem vizibilitate foarte bună peste tot și să ne gândim cu locul de parcare să avem grijă dacă putem să-l folosim așa cum trebuie. Și să stăm cu ochii în patru. Domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în jurnal. Domnilor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită. Nu uitați, în câteva clipe vine colega mea Roxana Lăzărescu. Pe curând!